Bună ziua, stimați reprezentanți ai instituțiilor media. Bună ziua, bună ziua de fapt tuturor. Ei, poate mai puțin bună ziua pentru Pavel Filip. Pentru domnul prim-ministru, noi avem o întrebare. Voi și ați a***t? Atenție, eu nu spun că ați a***t, eu întreb. Dar așa cum răspunsurile voastre uneori întârzie mai tare decât diploma de bacă lui Gaburici, eu o să-i las pe cei care ne urmăresc să tragă propriile concluzii. Așadar, preambul. Săptămâna trecută, Parlamentul European a publicat pe site-ul său rezoluția referitoare la criza politică din Moldova și invalidarea alegerilor locale de la Chișinău. Parlamentarii europeni, ni tam ni sam, din capul lor, o lua și o considerat că în urma invalidării alegerilor locale din Chișinău, condițiile politice pentru oferirea celor 100 de milioane de euro nu au fost îndeplinite. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? Pentru că, pădumeșli, o condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare este ca Moldova să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. Și imediat după asta, mle, pe de râșii, în frunte cu Plahotniuc, nu răbdat, nu stirpire. Partidul Democrat rămâne deplin angajat în următoarele legeri. O ieșit și a arătat că, de fapt, Parlamentul European a pedepsit pe nedrept guvernarea asta, care nu mai ei știu cum muncesc, cu pchilașii să aibă și bujoare, cadouri și cu vacanță, cu mămică. Astăzi vă invit să trecem în revistă o serie de minciuni prin care Pavel Filip, chiar dacă încă nu s-a sinucis politic, s-a băgat singur într-o comă din care nu pare să iasă de grabă. 1. Reforma justiției. Eu știu foarte bine că acest guvern a implementat reformele convenite, inclusiv reformele din domeniul justiției. Pavel Filip repetă cu insistența unui elev ascultător zubrioșcă și este el minciuna născută de gămurare, crescută de Plahotniuc, prin care noi am îndeplinit tot ce se putea ca să avem o justiție corectă, iup! Dar probabil că Filip are o calitate nu chiar bună, el obosește când citește. Și atunci când răsfoie rezoluția Parlamentului European, o adornită înainte de litera N, pentru că la litera N scrie clar. Încă în octombrie 2017, din cauza progreselor insuficiente înregistrate în reformarea sistemului judiciar din Moldova. Uniunea Europeană nu va transfera ultima tranșă de bani pentru reforma justiției și a pus în așteptare plățile pentru suportul bugetar din alte 4 sectoare. Și în plus, Pavel Filip îmbătrânește și uite că acum, nu de mult, jumătate de an în urmă, a avut un coleg de guvern, fostul ministru al justiției, Alexandru Tănase, care a zis că reforma justiției a fost un eșec. Eșec, asta în limba română înseamnă praiobă. Cu alte cuvinte, în urma reformei justiției, masa critică de judecători a rămas neschimbată. Și chiar și printre cei tineri și proaspeți sunt tot felul de iar interesele politice au rămas în capul mesei. Zaibiți? Mergem mai departe. A doua minciună chiar e bună de Oscar. Astăzi am vorbit cu oameni la depunere de flori care mi-au mulțumit pentru această reformă, pentru că deja intrând în sistemul de pensii, astăzi au pensii duble decât ar fi avut în formula veche de calcul. Oh, yeah, da, eu mulțumit, deja e mai bine. E, hai să mergem și noi cu voi la depunerea de flori, să vedem cine și cum eu mulțumit. Nu de alta, dar ziarul de gardă a fost și-a filmat asta. Aha, значит, care vă să zic oamenii, eu mulțumit. Dar fața lui Jezdan, ați văzut-o? Parcă vroie să intervină, să spună și el ceva. Și facem. Toate costurile pe care facem noi să majorăm piesele. 6% cu interesul lumii de asta. Vă bateți joc de noi. 6% spunesc eu. Stimată doamnă, deși nu v-ați adresat la Jezdan, el preciză vei să vă amintească despre un model economic aplicabil, de succes și care aduce folos. Lucrezi la stat 22 de ani, nu cheltui nicio capică și la final ai o casă de milioane înscrisă pe socri. Oficial, în 2017, Alexandru Jezdan a câștigat din salariu peste 180.000 de lei, ceea ce ar însemna aproximativ 15.000 de lei pe lună. De asemenea, a primit 78.000 de lei din pensie, ceea ce ar însemna încă 6.000 și jumătate de lei lunar. Tot în 2017, soția ministrului a adus în familie din activități în domeniul privat peste 75.000 de lei. Dacă e să facem un calcul simplu în baza veniturilor, Jezdan ar fi trebuit timp de 22 de ani să economisească întreg salariul de ministru ca să poată cumpăra o asemenea vilă.
De-am învățat noi să apreciem reformele, pentru că ei... Iată ce înseamnă reformele și iată ce înseamnă, de fapt, acțiuni care sunt orientate nemijlocit spre... Bleați, cum îi cheamă pe lahanii ăștia care ascultă tăci, spunem și pe urmă ne votează la toamnă, pe al de mine, al de șor. Spre cetățeni. Cetățeni, exact, dar nu-i pe asta. Hai să mergem la șereașa de pe tort. Minciuna cu numărul 3, precum că banii europenilor aveau o destinație specială. Banii care, din asistența macrofinanciară, de fapt erau orientați, ca să cunoașteți, pentru majorarea sumelor pentru alimentația copiilor din grădiniți, pentru majorarea sumelor cu care hrănim copiii de la școli și, de asemenea, majorarea salariilor pentru cei care muncesc în educație. Ой, блядь, ну как же это, че есть, Европа? То он лох пиной се не хранеште, то пиной не осупреште. Короче, дака мы înțeles корект, логика педеи următоарea, дать им voie să vă explic. Unu, europenii nu ne dau bani pentru că noi am muncit din greu și am îndurat reforme grele. Doina, noi am îndurat reforme grele nu pentru europeni, dar pentru oameni, oameni care pe noi în stradă ne opresc și ne spun mulțumesc, moșcă. Și trei, noi putem chiar și fără bani europenilor să continuăm reformele, dar cât tare ne-ar strica la gâneț, da, pentru că bani Ходить пестрый копкилашцы. Cum ați spus tot gnidilor să luați la gură copchelului banii, tăpana muhă în noi? Am tras un căcălău pe democrația din Republica Moldova, cum ați putut chiar amu, a? Nici dancic, așa? Cam asta ar fi concluzia, da? Doar că taman când noi începem să ne întristăm că nu-s bani pentru copchei care mor de foame. Calmează, Andrei. Taman atunci, la 3 zile după asta, iese extraterestrul Cebotar în briefing și ne spune că tot normale, rebeat, все ok. Ba mai mult decât atât, sunt și bani pentru majorarea salariilor primarilor și angajați din primării. Și această creștere salarială urmează să fie efectuată chiar din acest an. Chiar foarte probabil din luna august deja. Cum așa? Vineri nu erau bani pentru copii, dar marți deam sunt bani pentru primari și primării? Asta ce înseamnă? Primarii vor deveni educatori de grădiniță sau copiii se vor angaja la primării ca să aibă salarii, să aibă și mâncă? Hui, băleu, că ăsta povărot! O leacă de nepaneatcă, domn Filip, tu ești prim-ministru, băle... Scuze pentru cuvântul prim-ministru. Tu trebuie să știi vineri și banii să ai marți. De ce faceți așa concluzie? Dar partea cea mai tristă din toată asta, știi? Care? Că Pavel Filip ne-a naibit jistoca și-a manipulat și-a apăsat pe pedala jelii ca последний democrat. Când de fapt și Pavel Filip asta știe, și Ministerul Finanțelor asta știe, și în acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova asta scrie, asistența macrofinanciară, 100 de milioane de euro de la europeni, niciodată n-au o destinație exactă. Banii ăștia intră în buget și dăm responsabilitatea ta de autoritate publică și ești tu să-i redistribui conform legii. Evident că este păcat că a fost sistată această asistență macrofinanciară, dar în același timp nu lovește nici într-un proiect social sau o investiție publică care a fost lansată de către noi. Exact, Pavel Filip! Tu, ca autoritate publică, stabilești categoria de cheltuială. Tu decizi unde pleacă banii. Dar tu, ble, dai jina pe europeni că nu ți-au dat bani pentru copchii și profesori, când de fapt tu nici n-aveai în plan să te împarți copchii și profesori. Domnule prim-ministru Pavel Filip, revin la o întrebare mai veche, dacă n-ați prins-o. Voi și ați uit? Voi, doar voi decideți ce este mai important. O arenă națională pentru ca copchiii Lucandu să aibă unde pleca în fiecare duminică. Eu ce să le spun copiilor? Sau hrana pentru copchiii din grădiniță. Atât pentru astăzi, iepuraș, vă invit să apăsați pe butonul like, butonul share, niciodată nu strică, iar dacă vă place ceea ce eu fac și ați vrea să continui, atenție, Pavarot, Nișdancic, veniți în perioada 3-4 august, ne vedem la noul meu spectacol live despre alegeri. Biletele le găsiți pe linkul din descriere sau le găsiți și nu vă pșepți voi, vă pșepți. 3-4 august, despre alegeri, v-am pupat, numai bine, vă cuprind, iuuu!